Fără susținerea administrației publice locale, ONG-urile nu ar fi reușit să realizeze proiectele lor comunitare. Este opinia mai multor președinți de asociații, care recunosc că mizează pe ajutorul primăriilor. Este și cazul asociației Obștești Bela Cetica din satul Cobâlea, raionul Șoldănești. Grație conlucrării cu apele, organizația neguvernamentală a reușit să implementeze mai multe proiecte în teritoriu. Unul din proiecte a fost despre transparența decizională și implicarea femeilor în procesul de luare deciziilor pe care le-am realizat. Al doilea, unul foarte important, chiar cu ajutorul Guvernului Poloniei, care am făcut, este Parcul Tinereții Aleia Demnității, la fel împreună cu Apeleul. Și acum suntem în desfășurarea unui mai mare proiect pe parcursul a 3 ani, împreună cu o asociație obștească Casmed, Crucea Roșie și Primăria, pentru a asigura asistență socială persoanelor în etate din comunitate, pentru care Primăria se implică cu 30%, Asociația Casmed cu 60%, 10% fiind de la beneficiari, de la oamenii din comunitate. Angela Babei, primara satului, susține că activitatea în comun cu ONG-urile din teritoriu aduce folos nu doar primăriei, ci și întregii localități. Eu sunt sigură că toți cetățenii țin minte promisiunile care le-am făcut, bineînțeles că le țin minte și eu. Da, unii sunt mai îndrăzneți și amintesc despre promisiunile care le-am făcut, însă eu tind spre a le realiza. Primara recunoaște că se străduie să îndeplinească toate doleanțele locuitorilor, dar oamenii mai rămân pasivi. Acum 2 ani, Angela Babi a vrut să implice mai mult consilierii locali în soluționarea problemelor comunitare. Ideea a eșuat. Cetățenii încă nu au deprinderi, observ eu, adică asta este părerea mea proprie. Îmi vine mai greu ca să inițiem în anumite activități, însă câte puțin reușește. Deși mai dificil, dar și consilierii încearcă să țină cont de dorințele cetățenilor. Ei se întâlnesc cu oamenii și discută problemele lor, iar la ședințele Consiliului Sătesc caută soluții. A fost ca cu cazul cu rutiera, trebuiau copiii transportați de la satul, în capul celălalt de sat, până la școală. Și problema s-a rezolvat, acum avem rutieră, duce elevii la școală. Și acum au fost drumurile făcute, partea și aia de sat, un drum tot era rău și s-a făcut variantă albă la drum. Și care locuitori, dacă avem bani cu și dat din primărie, să fac lucrurile, cât de puțin, dar facem. La Cobâlea, totuși, oamenii se arată convinși că dacă consătenii lor ar conștientiza că toată societatea trebuie să depună eforturi pentru a îmbunătăți viața din sat, lucrurile s-ar schimba mult mai repede. Văd cea mai mare problemă a timpurilor este că fiecare se străduie să depășească problemele de unul singur. Mai greu accept conlucrarea în echipă. Inițiativa civică este slab dezvoltată la noi în comunitate. Sunt și de fiecare dată, pe fiecare preferă să comenteze, să-și spună cu părere, la implicare este mult mai greu. După cum mi s-a spus la primăria Cobâlea, administrația publică locală împreună cu ONG-urile din sat a preconizat să implementeze alte câteva proiecte. Unul din scopurile acestor proiecte este implicarea oamenilor din sat în viața comunității.